Hristos e Domnul. Amin, aleluia, El e Mântuitorul. Amin, aleluia, Iisus Hristos e Domnul. Amin, aleluia, El e Mântuitorul. Amin, aleluia, aleluia, amin, aleluia, aleluia, amin, aleluia, aleluia.
știți, frați și surori, înainte de a intra în programul acestei dimineți, în care prin ajutorul Domnului vom avea acest serviciu pentru botez în apă, doresc să ne închinăm din nou înaintea Domnului, să cerem sprijinul Domnului, călăuzirea Domnului, însoțirea Domnului și tot ceea ce facem aici, Dumnezeu din ceruri, să privească spre noi și să primească ca o jertfă cu miros plăcut. Ne smerim ființele, ne închinăm înaintea Domnului și cu voce în numere întregii biserici se va ruga fratele păstor Vasile Bara. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea Ta și Te rugăm în numele Domnului Iisus să binecuvintezi întreaga adunare. Amin. Întreaga lucrare. Toți care au venit în dimineața aceasta înaintea Ta și stau aici prezenți înaintea Ta, mic și mare, binecuvintează Tu. Doamne, tot ce binecuvintezi Tu este binecuvântat și binecuvântările Tale sunt bune, mângâietoare, sunt veșnice, sunt dumnezeiești, sunt cerești, Doamne, și îți mulțumim pentru ele, pentru că Tu ne le dai din belșug. Te rugăm să binecuvintezi întreaga lucrare, Doamne. Te rog să binecuvintezi, Doamne Dumnezeule, cei ce stau înaintea Ta pentru a primi botezul, Doamne, tinerii aceștia care stau înaintea Ta, binecuvintează, întărește și nu-i lăsa niciodată să departe de Tine, Doamne. Ține-i în brațul Tău și în mâna Ta și în harul Tău și Duhul Tău cel Sfânt să-i călăuzească, Doamne. Te rugăm de asemenea pentru mesajul Evangheliei în dimineața aceasta, pentru mesagerul care l-a trimis, pentru fratele Ardeu, să-l binecuvinteze, Doamne, să ușa de cuvânt și harul Tău să fie peste el, Doamne, Duhul Tău ce spun să fie la lucru, Doamne, binecuvintează întreaga lucrare și lasă ca harul Tău să fie în continuare peste noi și Duhul Tău ce spun să fie la lucru și îți mulțumim pentru aceasta, Doamne, în numele Domnului Iisus și pentru Duhul Tău ce Sfânt, atât din ceruri. Amin. Amin. Rămânem încă ridicați înaintea Domnului. Am să dau citire pasajului din Scriptură care în dimineața aceasta ne va folosi ca motiv de meditație sfântă în jurul cuvântului Domnului cu ocazia acestei sărbători a botezului în apă. Pasajul din Scriptură se află în Evanghelia lui Marcu, ultimul capitol, capitolul 16, versetele 15 la 20. Pagina în Scriptură 984 în versiunea Cornilescu. Vă invit respectos să deschideți Biblie, să urmărim acest pasaj sau să urmărim pe screen pasajul din Scriptură. 16, Marcu, începând cu versetul 15. Apoi Iisus le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede în numele meu. Vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi. Dacă vor bea ceva de moarte, nu îi va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a așezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Amin. Vă invit respectos să reocupați locurile. Doresc înainte de toate ca în numele conducerii biserici să salutăm toți frații, surorile, tinerii, copiii prezenți în adunare în această dimineață, în care noi avem această sărbătoare, sărbătoare specială, în care un număr de 12 din tinerii bisericii noastre vor încheia legământul prin botezul în apă cu Domnul Iisus. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Tuturor fraților, surorilor, tinerilor, copiilor, vă zicem cu toată dragostea, bine ați venit la casa Domnului și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Cu aceeași dragoste salutăm și oaspeții noștri, oaspeți pe care pe unii am să-i anunț, având cunoștință despre prezența dumnealor în mijlocul nostru, altora am să le spun în mod general, bine ați venit în casa Domnului. Printre oaspeții care avem în adunare, desigur observați la anvonul bisericii pe fratele păstor Aurel Ardeu din Arad, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Fratele Aurel a mai fost la noi, ne-a mai bucurat împreună cu dânsul. În dimineața aceasta, fratele păstor Ardeu va vesti cuvântul Domnului cu ocazia acestei sărbători a bisericii noastre. Dumnezeu să-l binecuvinteze. De asemenea, avem în biserică oaspeți din România. Pe
domnișoara Teodora Pop, vă rog să vă ridicați, să vă cunoască biserica, este fica doctorului Pop, nepoata fratelui Cornel și a sorei Viorica Pop, venită din România. Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și cât timp sta în Australia, să aveți parte de binecuvântarea Domnului, de bucurie împreună cu cei dragi din familia la care ați venit și la familie la care ați venit și împreună cu românii care trăiesc aici în Western Australia și de ce nu poate cu românii din toată Australia pe care poate veți avea ocazia să îi vizitați. Dumnezeu să vă binecuvinteze. De asemenea avem oaspeți din Melbourne, familia Vasilciuc, fratele Vlad Vasilciuc, frate Vlad, deși ești cunoscut, te salutăm cu toată dragostea, bine ai venit din nou la Perth, împreună cu, cred că cu soția, da? De asemenea, fratele Elisei Groza din Adelaide, frate Elisei, este aici? Da. Domnul să vă binecuvinteze. Și de asemenea, am bucuria să salutăm venirea acasă a familiei Pop, fratele Caleb și Deborah, de data aceasta Deborah stabilindu-se la Perth și în biserica noastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. De asemenea, salutăm familia Costea, pe alți frați și surori care sunt în biserică, Domnul să vă binecuvinteze, sau oaspeți și prieteni ai casei Domnului. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Aș dori să vă invit să slăvim pe Domnul cântând. Dumnezeu merită laudă și închinare. Dumnezeu merită ca toate laudele noastre să le adresăm Lui cu inimi pline de bucurie, cu inimi gata să-L laude și să-L slăbească pe Domnul așa cum cere copiilor Lui Dumnezeu și în cuvântul sfânt al Scripturii. Slăvim cu toții pe Domnul în timpul acestei cântări, dăruim Domnului darurile noastre de bunăvoie. Apoi corul va slăvi pe Domnul cu prima cântare. Totul făcut
Slăvit să fie Domnul, victorie în Iisus. Doamne, dă-ne la toți această victorie. Amin. Iubiți frați, surori, în mod special cei ce în dimineața aceasta sunteți înscriși pe programul acesta foarte încărcat, ca de altfel cu fiecare ocazie de sărbătoare în biserică, vă rog să fim foarte operativi, cei ce vor fi anunțați să fie pregătiți fără mult timp pierdut între puncte, să acoperim timpul care ne stă la dispoziție și să nu prelungim programul prea mult. De altfel, de acum doresc să vă atenționez de posibilitatea aceasta de a depăși puțin programul. Însă, având în vedere faptul că jos în sala de mese a bisericii este pregătită o masă de dragoste, la care vă invit cu dragoste să veniți acolo, sigur că ne veți înțelege pentru eventuala depășire a timpului. Ascultăm în continuare pe surioara Denisa Cojocărescu cântând, apoi surorile Pumnuț și apoi pe fratele Sebastian și Otilia Turceanu. Domnul să-i binecuvinteze! Să mă poți schimba, viața mea de acum, vrea să fie a ta.
Prin îndurarea ta mă bucur de viață. Ați lăsat în urmă totul și priviți în față. Când un rod al suferinței lui Iisus Hristos, Domnul ne-a născut din nou și sunt bucuros. La o viață nouă ați înviat, în apă astăzi v-ați botezat, l-ați luat pe Domnul ca model, pentru că nu e nimeni ca El. La o viață nouă ați înviat, în apă astăzi v-ați botezat, l-ați luat pe Domnul ca model, pentru că nu e nimeni ca El. Veți sta de acum înainte prin credință, cu sabia cuvântului sfânt veți avea biruință. Legământul dragostei e un jurământ, ce toată viața îl veți ține până în cerul sfânt. La o viață nouă ați înviat, în apă astăzi v-ați botezat, l-ați luat pe Domnul ca model, pentru că nu e nimeni ca El. La o viață nouă ați înviat, în apă astăzi v-ați botezat, l-ați luat pe Domnul ca model, pentru că nu e nimeni ca El. La o viață nouă ați înviat, în apă astăzi v-ați botezat, l-ați luat pe Domnul ca model, pentru că nu e nimeni ca Domnul prin minuni.
este mult, ne așteaptă bucuria. Vrem să mai privim înapoi spre acele ziduri înalte, spre vicele ce ne-au lovit, spre tot ce înseamnă moarte. Noi nu iubim acest pustin, spre Canaan călătorim, conduși de Domnul prin minuni. Noi nu iubim acest pustin, ce este plin de uscăciuni. Să fie Domnul. Ascultăm din nou cântări, fratele Daniel Crișan împreună cu sora Dorina Crișan, cu fratele Marius și Doriana Trif. Vor slăvi pe Domnul cântând, apoi grupul de fete va slăvi pe Domnul cu o cântare și în urmă ascultăm cântarea Am pus o pecete.
Într-o zi m-am deșteptat, pe genunchi m-am așezat, printre lacrimi lui Iisus, tot ce mă durea i-am spus. Iartă-mi, Doamne, vina mea, lumea aceasta mi-a luat. Tot ce eu aveam mai scump, dar astie mă predam. Viața mea e mâna ta, dragostea a triumfat. Pentru mine ai lăsat chiar coroana de împărat. Ai venit jos pe pământ, te-ai jertfit ca miel pe aspânt. Cât de mult tu m-ai iubit, viața ta mi-ai dăruit. Viața mea e mâna ta, dragostea a triumfat. Pentru mine ai lăsat iar coroana de împărat. Ai venit jos pe pământ, te-ai jertfit ca miel preasfânt. Cât de mult tu m-ai iubit, viața ta mi-ai după cerul tău senin, după harul tău divin. Știu că tu ai înviat și la cer te-ai înălțat. Să-mi pregătești loc sfânt, unde veșnic o să-ți cânt. Viața mea e mâna ta, dragostea triumfat. Pentru mine ai lăsat chiar coroana de împărat. Ai venit jos pe pământ, te-ai jertfit ca miel preasfânt. Cât de mult tu m-ai iubit, viața ta mi-ai dăruit. Viața mea e mâna ta, dragostea triumfat. Pentru mine ai lăsat chiar coroana de împărat. Ai venit jos pe pământ, te-ai jertfit ca miel preasfânt. Cât de mult tu m-ai iubit, viața ta mi-ai dăruit. Viața ta mi-ai dăruit. Viața ta mi-ai Și-am obosit crezând.
să sfârșesc pierdut în întuneric și în păcat. Fără Sinta
pecete pe numele Tău și în deginerul Ți-am pus. Am vrut ca să fii pe vecie cu mine părtaș al măririi în slava de sus. Că-i știi cât de mult te-am iubit eu, copile, căci viața pe cruce mi-am dat. La Golgota chinuri plătit am eu prețul, ca Tu să nu fii condamnat, ca Tu să nu fii condamnat. Cerestea bună s-a dus și pace să las pe pământ. S-arăt că din mine-i născută iubirea, din veacuri spre veacuri eu sunt Cel ce sunt. Ne-ai ști cât de mult i-am iubit eu, copile, căci viața pe cruce mi-am dat. La Golgota-n chinuri plătit am eu prețul, ca Tu să nu fii condamnat, ca Tu să nu fii condamnat. Asculta cuvântul Domnului. Sora Maria Ihnatovici va slăvi pe Domnul cântând, apoi candidații de botez vor slăvi pe Domnul în dimineața aceasta și tinerii bisericii. Și în urma acestor cântări, Domnul să binecuvinteze pe fratele păstor Aurel Ardeu, care va vesti cuvântul Domnului. Astăzi e ziua în care Tu vei face un legământ
care l-ai ales, să-L iubești pe Iisus, căci El ți-a dat viață, să-L ai până la sfârșit, înapoi să nu privești, să-L iubești pe Iisus, căci El ți-a dat viață, să-L ai până la sfârșit, înapoi să nu privești, căci este un singur Domn, este un singur Fiu, este un singur Duh și acela este viu, o singură credință și un singur botez, să-L faci azi pentru Iisus, ca să fii în veci cu El. Astăzi să lași totul înaintea Lui, să-ți lași povara și păcatul la crucea Lui Iisus. El te primește și te iartă, îți spală tot trecutul și te face ca să fii Fiul Celui Sfânt de Sus. El te primește și te iartă, îți spală tot trecutul și te face ca să fii Fiul Celui Sfânt de Sus. Căci este un singur Domn, este un singur Fiu, este un singur Duh și acela este viu, o singură credință și un singur botez, să-L faci azi pentru Iisus, ca să fii în veci cu El. Prietene, ce astăzi tu asculți cuvântul, te întreabă de îl ai pe Iisus în viața ta. Ridică-ți privirea și fă un pas spre El și apoi vei simți iertarea lui Dumnezeu. Ridică-ți privirea și fă un pas spre El și apoi vei simți iertarea lui Dumnezeu. Căci este un singur Domn, un singur Fiu, este un singur Duh și acela este viu, o singură credință și un singur botez, să-L faci azi pentru Iisus, ca să fii în veci cu El. Să-L faci azi pentru Iisus, ca să fii în veci cu El. Amin.
Slăvit să fie Domnul! Amin. În veci de veci! Amin. Pentru că Lui se cade să-i dăm toată slava, cinstea și onoarea în veci de veci. Amin. Mă bucur să fiu în casa Domnului în această dimineață. Mă bucur să am împărtășie în cântare, rugăciune, împreună cu Biserica Domnului din Perth. După 9 ani mă aflu din nou în mijlocul dumneavoastră și permiteți-mi să vă salut în numele familiei, a bisericilor pe care le păstoresc în județul Arad și în principal biserica mamă, Sânt Ana, biserica Philadelphia din orașul Sânt Ana, județul Arad, frații de acolo, familia, vă salută în numele Domnului cu harul și pacea Domnului și în mod deosebit avem și un salut din Ioan capitolul 15 pentru toți cei care vă aflați astăzi aici și în mod deosebit pentru biserica locală. Ioan 15, de la versetul 12 la 17. Acest pasaj este motoul bisericii noastre pentru anul acesta 2013 și cred că este potrivit pentru vremurile pe care le trăim. Și tot ceea ce găsim scris în aceste versete, să ne ajute Domnul să le împlinim. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână pentru ca orice veți cere de la Tatăl, în numele meu, să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Amin. Amin. Acestea sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. De altfel, când ne adunăm la închinare, nu putem altceva să facem decât să ne amintim de Domnul Iisus, de viața Lui și de cuvintele pe care El le-a dăruit ucenicilor Săi, și care peste veacuri, prin această carte sfântă, Evanghelia, noi care trăim în era aceasta, în anul 2013, să gustăm din cuvintele Domnului Iisus Hristos, cu toate că nu-L vedem, nu este în carne și oase, dar îl simțim prin prezența Duhului Sfânt. Și mă bucur că în această dimineață, chiar de la ora de rugăciune, am simțit prezența Duhului Sfânt. Mă bucur că în această dimineață, într-un număr așa de mare și de frumos, cu toate categoriile de vârstă, bebelași, copii, adolescenți, tineri, frați, surori, vârstă medie și frați, surori înaintați în vârstă, compunem frumoasa biserică a Domnului Iisus Hristos. Și să ne ajute Dumnezeu, că așa cum stăm astăzi aici, să întâmpinăm pe nori, pe mirele nostru, Iisus Hristos, glorie Lui! Ca să faci parte din mireasa Domnului, depinde de tine. Depinde și depinde numai de tine. Așa cum eu, cu majoritatea de aici, am hotărât să-L urmăm pe Domnul, cei care încă nu L-ați urmat pe Domnul și nu L-ați primit în inima dumneavoastră, mă rog ca la final să puteți spune, Doamne, intră și în inima mea. Doamne, intră și în familia mea. Doamne, intră și în casa mea. Pentru că vreau ca bucuria pe care am simțit-o aici, pe care am văzut-o pe fețele tinerilor, a fraților și în mod deosebit a tinerilor și a tinerilor care se botează să fie și în viața mea. Nu este lucru mai minunat și mai frumos că astăzi când auzi cuvântul să nu-ți împietrești inima, să ți-o deschizi și să spui, Doamne, intră și în inima mea. Este lucru cel mai minunat. Pentru mine, nu regret și n-am să regret niciodată că am apucat pe această cale. Nu voi regreta niciodată că L-am primit pe Iisus în viața mea. Și atât că sunt 52 de ani de când îl urmez pe Domnul. Și mă bucur de acest lucru și voi da laudă tot mereu, prin orice situație a vieții voi trece, prin bine sau prin rău, prin boală sau sănătate, în lipsuri sau în bogăție. Eu doresc să rămân alături de Cel ce mă așteaptă.
când a zis, mă duc să vă pregătesc un loc ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. De aceea, iubită biserică, iubiți oaspeți ai casei Domnului, gândiți-vă că va veni ziua când trebuie să ne întâlnim cu Cel ce ne-a dat viața, ne-a dat mântuirea, ne-a dat iertarea. Cu acela care ce a spus va împlini. Cu ceea ce El a spus despre sine însuși că îi se va întâmpla, s-a întâmplat. El s-a ținut de promisiune 100%. De aceea, în această dimineață avem ocazia să ascultăm din nou Evanghelia Domnului Iisus Hristos, care să ne reamintească la fiecare că avem nevoie să ne gândim la promisiunile pe care le-am făcut odată. Unii mai târziu, alții mai devreme, alții cu mulți ani în urmă, și să ne ținem de aceste promisiuni, pentru că sunt promisiunile Domnului Iisus Hristos. Este un lucru minunat. Să-L ai pe Iisus în viața ta, să poți să guști din dragostea pe care El a arătat-o când a fost pe cruce și a dat viața pentru noi și a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. În această dimineață suntem la o sărbătoare minunată. Vedeți, în cadrul bisericii Domnului nostru Iisus Hristos au mereu și mereu evenimente fericite, evenimente deosebite, nașteri de copii, căsătorii, înmormântări, binecuvântări, dar și botezuri în apă. Și dintre toate aceste evenimente, cred că botez sau un botez este un lucru extraordinar ce se poate întâmpla într-o biserică a Domnului. Este minunat că astăzi, în mod simbolic, avem un număr predestinat, parcă, al celor 12 apostoli, ucenici. 12 candidați. Dragi tineri, ați făcut o alegere deosebită. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Amin. Și să vă ajute să țineți această promisiune până când El va veni să vă ducă acasă. Amin. Amin. Am citit din pasajul meu favorit. Este un pasaj care mie mi-a dat imbold pentru a intra în lucrare acum 23 de ani. În 90, după Revoluție, am dorit să mă implic în slujire, am dorit să fac și eu ceva pentru lucrarea Domnului și m-a captat aceste pasaje, aceste versete din Marcu 16. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Poate se naște întrebarea în această dimineață în inimile multora dintre noi și în mințile unora dintre noi, ce este foarte normal. Ați observat că se cântă, ați observat că este un zumzet, este o forfotă și această forfotă este binecuvântată de Domnul. Pentru că are loc o închinare și această închinare a dumneavoastră și a noastră a fost în duc și în adevăr și o închinare sinceră. Și poate vă întrebați de ce trebuie să stea înaintea bisericii, de ce trebuie să comunice public, să mărturisească public că vor să-L urmeze pe Domnul, de ce trebuie să intre în hainele acestea frumoase, albe, curate, uscate, să intre într-o apă. Cu alte cuvinte, în primul rând, se naște întrebarea, de ce trebuie să ne botezăm? De ce trebuie să ne botezăm? Poate că și acești ne-au întrebat, dragă tati, dragă mamă, de ce trebuie să mă botez? Și primul răspuns pe care îl găsim în Sfânta Scriptură este acesta. Pentru că este poruncit. Motivul pentru care ei sunt astăzi îmbrăcați în haine albe, motivul pentru care noi odată am fost îmbrăcați în haine albe și motivul pentru care voi care urmați să dea Domnul și în viitorul foarte apropiat să fie încă un set de frați, de surori care să intre în apa botezului. Este poruncit. Și tot ce a poruncit Iisus Hristos trebuie să se împlinească. Amin? Trebuie să ascultăm. În Matei 28 cu versetul 19, Domnul Iisus Hristos spune în felul următor. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Este o poruncă lăsată de Domnul Iisus Hristos. Nu știu dacă acest răspuns v-a mulțumit, dar mergeți în Scriptură și în timp ce înaintăm în predică și în mesaj, vom descoperi că este necesar să ne botezăm. Este porunca Domnului Iisus Hristos.
În Luca 7 cu 30 descoperim din nou acest cuvânt al Domnului Iisus Hristos. Luca 7 cu 30. Dar farisei și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru că ei, pentru ei, neprimind botezul lui. Deci și oamenii din afara și din anturajul ucenicilor și-au dat seama că se întâmplă ceva sub ochii lor, că oamenii se botează. Și fariseii și oamenii necredincioși n-au vrut să primească botezul Domnului Iisus. Pentru că le-a poruncit cineva care n-a fost din rangul lor de preoți și de farisei. A venit un om simplu. Un om care s-a născut într-un loc care nu era important. Și știți că s-a zis, poate ieși ceva bun din Betleem? Poate ieși ceva bun de acolo? Vedeți, din tot ceea ce noi catalogăm nebun sau de necalitate sau de nefolosit, Dumnezeu folosește. Atunci când oamenii nu s-au așteptat, după o tăcere de 400 de ani, Iisus Hristos a venit ca miel de jertfă. Cu poruncă de la Tatăl, cu poruncă cerească, ca toți cei care ascultă de glasul Lui să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Amin. Și s-a pomenit Ioan 3 cu 16 în această dimineață. Fiindcă atât de mult, vedeți? Cât de mult iubești tu pe cineva în ordine să-ți dai viața pentru el? Cât de mult iubești pe cineva ca să te jertfești pentru el? Cât de mult iubești pe cineva ca să-ți dai viața pentru el? Poate vei zice, e prea mult. E prea mult. Dar Dumnezeu l-a trimis pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Apoi, în al doilea rând, de ce trebuie să ne botezăm? Pentru că Iisus s-a lăsat să fie botezat. Iisus s-a botezat. În Matei, capitolul 3, versetele 13 la 16, găsim scris următoarele. Matei, capitolul 3, de la versetul 13 la 17. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă. Și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din cerul s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea, glorie Lui. Amin. Acesta este Fiul meu, de El să ascultați. În această dimineață nu vă vorbește un aurel. Oricine ar trece pe aici, nu vă uitați la El, uitați-vă la Iisus Hristos. Pentru că noi vorbim cuvintele Domnului Iisus Hristos. Niciodată să nu intrați în această tendință de a privi la oameni. Priviți la ceea ce spun oamenii despre Iisus. Ceea ce noi vă învățăm, ceea ce noi vă spunem, pentru că vă spunem cuvântul adevărat, pentru că El a venit din cer. Pentru că a zis, Tatăl despre El, acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Și în această dimineață, cu toții să ascultăm de Iisus. Pentru că Iisus Hristos nu mai este în carne și oasă între noi, este prin Duhul Sfânt și este prin cuvântul acesta, glorie Lui. Amin. Să ne țintim atenția asupra Scripturilor, nu asupra datinilor, a obiceiurilor. Să nu cădem în această pantă a necredinței, a idolatriei. Să ne ațintim mereu când cineva ne spune altceva. Dar oare este scris în Biblie? A spus Iisus aceste cuvinte? Iisus a zis, lasă-mă că acum așa trebuie să împlinim tot ce trebuie împlinit. Și acești tineri împlinesc tot ce trebuie să împlinească. Pentru că Iisus a trecut pe aici. De aceea trebuie să ne botezăm. Nu știu dacă acest răspuns te-a mulțumit în această dimineață. Că trebuie să te botezi, că este poruncit, că Iisus s-a botezat. O, poate vei spune, a fost doar atunci. Părinții nu l-au dus la botez când a fost mic. Poate că n-au fost acasă la biserică să-L ducă pe Iisus. O paranteză vă spun că Iisus a 8-a zi a fost adus la templu și preotul l-a binecuvântat, nu l-a botezat. Mărturisim un singur botez, persoana întâi singular.
mărturisesc eu un botez. Pe acești tineri nu cred că i-a îndoctrinat păstorii, familia și biserica, ci de bună voie și de nesiliți de nimeni, sunt aici și stau aici cu minți. Și ascultă, nu stau de grijă, nu stau de frică, nu stau de teamă, ci de bună voie și nesiliți de nimeni au venit aici. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Și tu care asculți astăzi Evanghelia, de bună voie, pentru că vă spun un lucru, Iisus nu forțează pe nimeni. Nu m-a forțat pe mine, nu te forțează pe tine. Iisus Hristos, când a intrat în inima mea, a intrat într-un mod deosebit. Aveam o vârstă oarecare. Și tatăl meu încerca să mă educe și căuta. Eram cel mai mic dintre băieți, penultimul dintre frați și de surori. Am fost 10 la părinți, 8 în viață. Și întotdeauna căuta să mă aducă la calea Domnului și nu reușea, pentru că eu, în rebeliunea mea, căutam sportul, fotbalul, căutam să mă duc cu prietenii, căutam să ocolesc adunarea, îmi făceam prezența la început, să cred că m-a văzut tata și apoi o ușcheam afară din biserică. Dar Duhul lui Dumnezeu, care era în tata, când se urca la învon, se uita, au renunit la biserică. Mai de ureche, mai cu curiaua, a încercat să mă educe și m-a adus în casa Domnului și mulțumesc pentru toate palmele, toate urechelile, toate curările care le-am primit, pentru că dacă nu se ocupa de mine în mod deosebit, și cu bunul, buna și cu răul, astăzi nu eram aici și lucrarea Domnului pe care o săvârșesc de peste 23 de ani nu s-ar fi împlinit. Pentru că Dumnezeu a știut din veșnicie ce are de a lucru cu mine și cu tine. Și de aceea El folosește Dumnezeu tot felul de metode care să te aducă înaintea lui Dumnezeu ca să te facă slujitor. Poate la început nu înțelegem. Nici eu n-am înțeles acum 23 de ani pe unde voi trece. Nu m-am gândit că voi ajunge cândva în Australia, în Anglia și în 17 țări în care am fost până acum. Nu m-am gândit niciodată la acest lucru. Mai ales că era comunism. Nici nu gândeam și nu îndrăzneam să mă gândesc că într-o zi eu voi călători cu tren, cu avion și așa mai departe. În multe țări din lume. De ce? Eram în planul lui Dumnezeu. Și mulți dintre voi n-ați gândit niciodată, poate, și nu v-ați gândit că veți ajunge în Australia. Dar iată că Dumnezeu v-a adus aici. Și mulți venind aici, crezând că scăpați de Dumnezeu, Dumnezeu v-a întâlnit aici. Și mulți l-ați primit pe Iisus aici, când în țară n-ați vrut să-L primiți. Iată cum spune cuvântul, mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia. Dumnezeu te-a dus în Australia, în Perth, în Melbourne, în Adelaide, în Brisbane, oriunde, ca să auzi Evanghelia. Și sunt mulți care s-au botezat aici și L-au primit pe Iisus. În țară n-au vrut să facă aceasta. Europa este plină de tineri care au fugit, au plecat în Europa, au mers la lucru în Paris, în Germania, în Londra și acolo s-au pocăit, crezând că pleacă de acasă să-și caute un rost, dar acolo Iisus i-a întâlnit. De aceea cuvântul Domnului se împlinește, mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia. Și cel care aude, se lasă călăuzit, deschide ușa, cum zice Iisus, iată eu stau la ușă și bat. În această dimineață, Iisus stă și bate la ușa ta. Iisus a bătut de mulți ani la ușa acestor tineri și mai bate încă la ușa altor tineri din biserica aceasta. Tinerilor, ascultați bătaia și deschideți. Ascultați cuvântul Iisus Hristos și nu vă împietriți, pentru că într-o zi veți veni de nevoie mai de nevoie, de voie mai de nevoie. Și atunci când tatăl meu a zis, nu se mai poate, a zis o frază memorabilă, într-o zi Dumnezeu îți va ieși în cale. Ce știe tata? Eu trebuie să mă distrez, să am drumul meu. Și atunci când nu mă așteptam, când credeam că totul el este frumos, când totul pare așa de minunat, când viața mea materială, pământească, sportivă, se derulează și înaintez și înaintez și înaintez și am ajuns să fiu cu numele trecut în ziare ca fotbalist de performanță, de viitor în județul Arad și în România. Atunci când am crezut că mergeam pe stradă și oamenii mă salutau și ziceau domnul Aurel sau tovarăș Aurel, cum era atunci, sau Aurel, felicitări, ai jucat bine și cu tare. Vedeți, lumea caută să te așeze pe culmi, culmi care se termină odată. Dar vine ziua când Domnul își va spune cuvântul. Și tatăl meu atât a zis, într-o zi Dumnezeu îți va ieși în cale. Nu știam cum va ieși Dumnezeu în calea mea, nu înțelegeam, eram tânăr. Și atunci când lipseam de la casa Domnului și am fost pe un teren de sport, am căzut la pământ și am fost
diagnosticat cu menisc, piciorul stâng mi s-a blocat. Am fost internat la Spitalul Județean din Arad 3 săptămâni și acolo Dumnezeu m-a întâlnit, m-a cercetat, mi-am venit în fire și am zis, trebuie că cuvintele tatălui meu s-au împlinit, au fost ascultate de Domnul. Și am zis, Doamne, îți mulțumesc că n-a fost un accident mai grav, n-am rămas olog, handicapat și îți mulțumesc că a fost doar o operație de jumătate de oră. O jumătate de oră, dar 3 săptămâni în spital, suficient ca să mă cercetez, să mă pocăiesc și să hotărăsc cui vreau să-i slujesc. Și n-am să uit niciodată acele momente când am simțit, fiind acolo în pat, căldura Duhului Sfânt, cum a cercetat și m-a moiat, m-a făcut să mă hotărăsc că de acum înainte vreau să-L urmez pe Domnul. Și n-am să regret și nu voi regreta că am renunțat la gloria pământească pentru gloria lui Dumnezeu. În această dimineață ți se cere ție, iubit ascultător, drag tânăr, nu știu cine ești, Iisus vrea să-ți vorbească. Nu știu ce glorie urmezi, ce glorie aștepți pământească, dar gândește-te că vine vremea când Iisus Hristos te va încorona cu o slavă, cu o coroană pe care oamenii nu o pot da. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, te așteaptă și te așteaptă în această dimineață. Fă ce a făcut El. Deschide inima și spune, vreau să mă botez pentru că Tu, Doamne Iisuse, și Tu te-ai botezat. Știu că este poruncit, știu că Tu te-ai botezat, ajută-mă să fac și eu pasul acesta. Apoi, în a treilea rând, Dumnezeu a confirmat botezul Domnului Iisus Hristos. Luca 3:22. Dumnezeu a confirmat botezul Domnului Iisus Hristos. Și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc, ca un porumbel, și din cer s-a auzit un glas care zicea, Tu ești Fiul meu prea iubit, în Tine îmi găsesc plăcerea mea. Iată că astăzi confirmă despre tine că devii fiică și fiu al lui Dumnezeu, însuși Dumnezeu Tatăl. Confirmă despre acești tineri, confirmă despre noi și va confirma în fața tuturora, aceștia sunt copiii mei, aceștia sunt fiii și fiicele mele. Și El nu va lăsa să ți se întâmple ceva rău. Și chiar dacă vei trece prin valea umbrei morții, eu sunt cu tine, nu te voi lăsa, te voi ajuta. Chiar dacă vei fi bolnav, eu nu te las, vei suferi un pic, dar izbăvirea va fi mare. Și stăm aici cu toți și mulți dintre noi, care am fost vindecați, care am fost ajutați, care am fost sprijiniți, și putem să spunem că, într-adevăr, Dumnezeu trăiește. Dumnezeu este viu, Iisus este viu, pentru că atunci când am fost bolnav, biserica s-a rugat, frații s-au rugat și am fost eliberat. De acest lucru putem să confirmăm și oricine ne întreabă de nădejdea și speranța noastră, noi trebuie să spunem când suntem întrebați, de ce te-ai botezat? De ce ți-ai schimbat viața? Pentru că am fost bolnav, și când medicii n-au mai făcut nimica, Dumnezeu a intervenit. Unui asemenea Dumnezeu vreau să-i slujesc. Unui asemenea Dumnezeu vreau să mă închin. De ce? Pentru că când am fost bolnav și medicii m-au dat acasă, El a venit la patul meu și m-a ridicat și m-a vindecat. De aceea se merită să ascultăm de porunca Lui, să ne botezăm. Și pentru că El confirmă ceea ce El a spus. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Este cuvinte, sunt cuvintele Domnului adevărate? Poți să confirmi acest lucru? Ridic o mână sus în numele Domnului. Care ai fost vindecat, ridic o mână sus. Mai poți să tăgăduiești că nu există Dumnezeu? Mai poți să spui că acești tineri sunt forțați să vină aici, sau obligați să se boteze? Nu, pentru că ei au experimentat, au văzut în viața părinților, în viața bisericii, au auzit rugăciuni confirmate. Și în dimineața aceasta, biletul care a fost trimis, o soră a fost vindecată de umăr. Dovezi concrete, palpabile. Sunt unii care vor să se scuze, dacă mi-l arăți pe Dumnezeu, eu mă botez, eu mă pocăiesc. Ce șiret este diavolul. Pentru că el știe că noi nu-L putem să-L arătăm pe Dumnezeu în carne și oase. Nu mai putem arăta pe Iisus în carne și oase. Diavolul cu asta vine. Arăți pe Dumnezeu, pe Iisus și eu mă pocăiesc. Imediat. Dar prin viața noastră, prin vindecările noastre, prin atitudinile noastre, prin zâmbetul de pe față, noi putem să confirmăm că Iisus trăiește în noi, glorie Lui. Iată, iubită biserică, iubiți ascultători, invitați care ați fost chemați aici,
încă persoane care sunteți în îndoială, să faceți pasul sau să nu faceți pasul. Este dovedit din Sfânta Scriptură, cum v-am citit, este poruncit, Iisus a lăsat botezat, Dumnezeu a confirmat botezul Domnului Iisus Hristos și în al patrulea rând, apostolii l-au practicat. După ce a plecat Iisus Hristos, poate vei zice, numai când a fost Iisus s-a întâmplat aceasta, pentru că El a avut toată puterea în cer și pe pământ, da, dar El a delegat autoritatea și putere și nouă celor de astăzi. Slăviți să fie numele Lui! Credeți voi că dacă n-ar fi existat Duhul Sfânt în biserica asta, ați fi atâți aici? Credeți voi că ceea ce se desfășoară la nivel muzical, dacă n-ar fi Duhul Sfânt, ar fi așa ceva, așa atmosferă? Nu. Dar este Duhul Sfânt aici. Lacrimile pe care le vergi din când în când și le-ai vărsat în această dimineață este dovada că Iisus te-a cercetat. Faptul că Iisus te mângâie și te ajută să treci prin momente grele. Ți-a murit tatăl, ți-a murit soțul, ți-a murit soția, ți-a murit copilul. Numai El te ajută să treci biruitor prin aceste încercări. Numai Iisus Hristos poate face acest lucru. Nu suntem oameni limitați în cuvinte și spunem, Domnul să te mângâie. Pe mulți nu ne ajută cu nimic, că spui doar atâta. Dar Iisus Hristos, în singurătatea ta, când ești singur și părăsit de toți, El vine și te mânghe, te alină și te binecuvintează. Numai Iisus poate face acest lucru. Numai Duhul Sfânt poate să facă acest lucru. Apostolii l-au practicat. Fapte 2, 38 și 41. Cuvântul Domnului este foarte adevărat. A fost transmis ucenicilor și v-am spus deja, Fapte 2, 38 și 41, unde cuvântul Domnului spune așa. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Iată, încă o dovadă, că după plecarea lui Iisus la cer s-au întâmplat botezuri, transformări, vindecări, minuni și semne. Făcute prin ucenicii săi. De-a lungul celor de peste 2000 de ani, în Biserica Domnului s-au făcut și s-au performat rugăciuni, minuni și semne și vindecări, botezuri, biserici noi, misiuni, evangelizări și așa mai departe, nopți de veche. Noi le facem pentru că avem autoritate din partea Domnului. Biserica are autoritatea aceasta. Biserica locală din Perth are această autoritate. Să facă ce au făcut apostolii și slavă Domnului că se întâmplă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Și m-aș bucura ca în viitorul nu prea îndepărtat, nu știu când voi mai trece pe aici, să fiți o adunare neîncăpătoare. Ca să dărâmați sau să construiți o altă biserică mai mare și mai puternică. Pentru că nu puteți face față la afluxul de oameni care vor să-L primească pe Iisus Hristos. Dar pentru aceasta trebuie să munciți. Trebuie, ceea ce am spus, să ne iubim unii pe alții, să trăim în pace, în dragoste frățească, pentru că Iisus așa a spus în Ioan 17, Tată, mă rog ca ei să fie una. Și când biserica este una, este puternică. Uite-te la pumnul tău, cât este puternic dacă sunt degetele strânse, dar dacă sunt respirate, n-au nicio putere. Așa trebuie să fie și biserica Domnului. Unită, funia împletită între ei, mult mai tare e. Biserica împreună cu Domnul Iisus Hristos, cu Tatăl și cu Fiul. În această dimineață, apostolii, ni se spune cuvântul Domnului, că au practicat botezul Domnului Iisus Hristos. Au practicat lucrările pe care ei l-au văzut pe Iisus făcând. Că El a spus, voi veți face mai multe minuni decât am făcut eu. Și poate vă veți întreba și, pe bună dreptate, cum să facă o persoană mai multe minuni decât a făcut Iisus? Iisus avea în vedere că, la general, apostolii de pretutindeni, ucenicii, biserica de pretutindeni, luat împreună, face și a făcut mai multe minuni decât a făcut Iisus. Amin? Amin. Așa este. Iisus a fost limitat în deplasare, dar biserica Domnului de astăzi, ucenicii sunt nelimitați să meargă în toată lumea și să vestească Evanghelia. În România sunt peste 2600 de biserici penticostale și alte denominații evanghelice. La noi în oraș sunt 5 biserici. În Arad sunt peste 20 de biserici. Și fiecare ați putea de unde veniți să spuneți, da, este adevărat.
Și în fiecare biserică se fac minuni. Puteți să calculați cât de bun contabil ai fi. N-ai reușit să spui câte minuni se întâmplă sub cer în vremea noastră. S-a împlinit cuvântul Domnului. Voi veți face mai multe minuni. Luat împreună, nu se poate spune. Nu se poate spune că Duhul Sfânt lucrează cu putere peste tot unde cuvântul este predicat cu putere și cu curaj, cu autoritate. Biserica Domnului să profeseze și să aibă parte de aceste daruri spirituale, de roadele Duhului Sfânt și să exercite în locația unde se află autoritatea Domnului Iisus Hristos. Și veți vedea mai multe semne și minuni. Doamne ajută-ne pe tot la aceasta. Amin. Și acum, sigur că ca să ajungem aici, sunt câțiva pași prin care nu ajungem imediat să intrăm în apa botezului. În primul rând, pentru ca să beneficiem de mântuirea Domnului Hristos, este un har. Nu sunt faptele noastre. Noi nu venim aici la botez pentru că am făcut fapte și de aceea frații ne botează. Noi nu vom intra în Împărăția lui Dumnezeu făcând fapte. Nu. Noi facem fapte pentru că suntem mântuiți. Noi de dragul lui Iisus Hristos ne adunăm, lucrăm împreună, misionăm, evangelizăm, vizităm bolnavii, ne ajutăm săracii, pentru că Iisus a făcut acest lucru înaintea noastră. Este un har. Prin har suntem mântuiți, nu prin fapte. Să nu se laude nimeni. Sunt alte denominațiuni care, dacă cred că fac fapte, vor fi iertați. Nu intrăm în amănunte, dar cuvântul Domnului spune așa, că harul lui Dumnezeu este bunătatea și dragostea pe care Dumnezeu a arătat-o prin Domnul Iisus față de cei păcătoși. Nimeni nu se poate mântui prin propriile fapte binefaceri, ci numai prin harul Domnului Iisus Hristos. Numai prin El. Fapte 15 cu 11, Ioan 3 cu 16, Tit 2, 11 și 12, Ioan 1 cu 7, Efeseni 2, 5 la 9. De câteva pasaje din Sfânta Scriptură care ne vorbesc despre harul Domnului nostru Iisus Hristos. Și am doar să mă opresc la fapte 15 cu 11, unde cuvântul Domnului spune așa. Și credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Amin. Suntem mântuiți crezând în numele Lui, crezând poruncile Lui și facem ceea ce a făcut El. Să nu facem altceva decât ce a făcut Iisus și suficient. Amin? Să nu ne luăm după datin, să nu ne luăm după obiceiuri, ci să ne luăm după ce a făcut Iisus. El este mergătorul nostru. El este cel care deschis calea. A deschis calea. Că Pavel zice, călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Și acum vreau să vă mărturisesc. Credeți voi că dacă familia mea, părinții mei, nu erau urmași ai Domnului Iisus Hristos, eu îi urmam? Dacă în viața părinților mei nu vedeam roadele Duhului Sfânt, dacă părinții mei una vorbeau și alta făceau, spuneam, tată, sunteți falși. Nu pot să fac ceea ce faceți voi. Teoretic, dar practic nu. Suntem chemați să fim teoretic bine pregătiți, dar să punem în practică ceea ce spunem. Este foarte important. Părinții mei au fost binecuvântați. Tatăl meu a fost păstor și nu a fost obligat. Tata nu m-a îndemnat să mă fac păstor. De fapt, pe niciun copil de-al său, 6 băieți, n-a spus la nimeni să se facă slujitori. Nu. A zis, tată, mă rog ca tu să le vorbești. Și a trebuit să vină de la noi, a trebuit să simțim noi prezența Domnului Iisus Hristos. Pastorația nu se moștenește, mântuirea nu se moștenește, numai averea, numai casa se moștenește, bunurile personale. Dar mântuirea nu se moștenește din tată în fiu. Și părinții mei au vrut ca noi să gustăm din harul lui Dumnezeu, ca noi de bunăvoie să hotărâm să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Și dacă îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos, văzând dragostea Lui în viața noastră, să facem și fapte. Și bunici au fost credincioși. Imaginați-vă o casă plină, 4 bunici, 2 părinți și 10 copii. 16 în fiecare zi la masă. O aglomerație într-o casă mică, de pământ bătut, fără podele, fără baie. Mulți, dar harnici. Mulți, dar credincioși. În curtea noastră a fost biserica din Bujac, 27 de ani, 3 luni și 3 săptămâni.
Și acolo Dumnezeu a făcut mari lucrări și mari minuni. Și acolo am experimentat prezența Domnului. Vedeam pe tata merge la biserică, vine acasă, trăiește, iarăși tot așa, până la 91 de ani. Tatăl meu a rămas în picioare lângă Domnul. A murit în 2011 în somn, fără să fie bolnav. Dar în iulie 2011 a spus la fratele meu, Petrică Tuțu, care i-au îngrijit pe părinții mei, a spus să știți că Domnul mi-a vorbit și mi-a dat deslegare că nu va trece anul acesta și eu voi pleca dintre voi. Deci voi să vă pregătiți că eu plec acasă în orice clipă. A fost iulie și noiembrie, 6 noiembrie 2011, a plecat la culcare și nu s-a mai trezit. O moarte deosebită, o viață deosebită, un model pentru mine. Dacă n-a fost model pentru altcineva, dar a fost model pentru mine, că El a urmat un model pe Iisus Hristos. Haideți, frați iubiți, surori dragi, iubite biserică, să fim model pentru cei care ne urmează. Să fim model pentru statul Perd, pentru locația în care suntem, suburbia sau cartierul sau orașul în care suntem. Să fim model. Biserica aceasta să fie un model de urmat. Și toți să vină să spună, da, aici Duhul Sfânt lucrează. Duhul Sfânt este prezent. Ești un model pentru aceasta? Ești un model? Dumnezeu să te ajute. Deci am înțeles că prin harul Domnului Iisus Hristos suntem mântuiți. Apoi, prin credință. Credința, conform Noului Testament, credința e tăria adevărului Bibliei pe care îl cunoști. Credința de obir și de vină. Credința vine în urma auzirii cuvântului. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 2, Romani 10:17, Iacov 2. Credința vine în urma auzirii cuvântului Domnului Iisus Hristos. Să crezi ceea ce ți se spune că este adevărat. Să crezi că mai există ceva ce tu nu cunoști. Să crezi că a existat ceva ce tu n-ai văzut. Să crezi că există viață după moarte. Să crezi că am adormit sau adormim, sufletul pleacă, închidem ochii pământește, dar îi deschidem dincolo în împărăția lui Dumnezeu. Așa să credem. Părinții mei, bunicii mei, părinții voștri, rudenile voastre care au murit în Domnul, să vă asigurați că sunt acum în împărăția lui Dumnezeu. Amin? Pentru cei care ați îmbrăcat haina de doliu de curând, familia Mărunțel, Domnul să vă mânghe, să vă întărească, tatăl vostru este acolo cu tata meu, cu fratele nostru, fratele vostru. Și pentru toți cei care ați trecut prin asemenea încercări, să vă asigurați că vreți să ajungeți unde au plecat părinții voștri, bunicii voștri. În această dimineață să fie această dorință voastră, să credeți că ceea ce au crezut părinții, ceea ce au crezut bunicii, este adevărat. Că vine ziua când vom vedea cu ochii noștri ceea ce astăzi nu vedem. Dar pentru aceasta tu trebuie să te crezi, să te încrezi, să te asiguri că vei ajunge. În această dimineață am înțeles că prin har, prin credință, nu prin propriile noastre puteri și fapte, ci prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și apoi, când auzi cuvântul, urmează pocăința. Vine pocăința. Să ne pocăim de faptele noastre rele. Este schimbarea gândirii, întoarcerea la Dumnezeu. Când vii la Dumnezeu și ai primit cuvântul, nu mai faci ce ai făcut ieri și alalt ieri. Nu mai vrei să te duci în locurile răufamate. Nu mai vrei să te duci la petreceri unde nu este Dumnezeu. Nu mai vrei să stai pe scaunul celor batjocoritor. Nu mai vrei să te întinezi în păcatele de odinioară, ci vrei să ai o schimbare totală în viața ta. În familia ta să fie pace, cum spune o cântare, colț de rai, colț de rai, e familia în care Iisus domnește. De asemenea, te invit în această dimineață să crezi că Iisus poate să schimbe viața. Să te pocăiești, să spui în inima ta, mă pocăiesc, destul am suferit, am făcut ca părinții mei să sufere, destul am făcut ca biserica să sufere din cauza mea, părinții, bunicii, colegii, astăzi vreau să-mi schimb viața și să spui, Doamne, ajută-mă că singur nu pot. Roagă-L pe Iisus Hristos să te ajute să schimbi viața și El te va ajuta. Acești tine puteau să aleagă
mă botez sau nu, mă pocăiesc sau nu. Dar ei au ales să fie bajocoriți la școală, la servici poate, au ales să fie luați în bajocoră, în râs, cum am fost și noi uneori, mulți dintre noi, dar am ales de dragul lui Iisus să purtăm această ocară, că El a purtat mult mai mult pentru noi. A purtat păcatele întregii omeniri și a fost gata să urce cu crucea în spate pe dealul căpățenii, la Golgota. Și n-a fost ușor, a fost greu. Și noi de multe ori nu putem suferi o ocară, un cuvânt, o mustrare. Ce? Cine ești tu să-mi spui ce să fac? Cine ești tu, tată și mame, să mă înveți cum să mă pocăiesc? Sau când să mă pocăiesc? Nu uita, că așa am zis și eu, dar tata a zis, într-o zi Dumnezeu îți va ieși în cale. Eu nu știu cum va ieși Dumnezeu în calea ta. Nu știu cum ți se va prezenta. Nu știu cum vei veni la Domnul. Dar poate să nu fie prea târziu. Gândește-te să te întorci printr-un accident, să te întorci când ai picioarele amputate, să te întorci când ești cu cancer, să te întorci. Nu-i târziu nici atunci, dar nu aștepta până acele zile să se întâmple. Astăzi, dacă auzi cuvântul, nu-ți împietri inima, deschideți. Și mă bucur că în această dimineață văd aici mulți tineri. Domnul să vă deschide inimile și mințile și sufletele, să-L primiți pe Iisus prin credință, nu prin vedere. Îl vom vedea în cer când va veni pe norii cerului. Dar acum îl poți vedea și îl poți simți cu ajutorul Duhului Sfânt. Când te rogi, El să-ți răspundă și să spui, L-am întâlnit pe Iisus. Cum? I-am cerut un lucru și El mi l-a rezolvat. I-am cerut o favoare și El m-a rezolvat. Am cerut să mă ajute într-o problemă, să-mi găsesc un job, să-mi găsesc partenerul de căsătorie, de viață. L-am pus la încercare pe Dumnezeu și Dumnezeu mi-a vorbit cu da și amin. De netăgăduit. Există Dumnezeu. Amin. Pentru că L-am întâlnit. Nu mi s-a prezentat în carne și oase. Poate doar într-o vedenie, într-un vis. Dar L-am simțit, L-am văzut, L-am primit. Și de aici nu voi da. Și înapoi eu nu voi da. Așa cum spune o altă cântare. Și eu înapoi să nu voi da. Nu voi da. Dragi tineri și tinere, uitați-vă la mine un pic. Nu dați înapoi. Așa cum sunteți astăzi, așa de frumos și îmbrăcați în haine albe, să fiți și mâine și poimâine. Și toată viața până vine El. Amin? Amin. Dumnezeu să vă ajute. Și să nu uitați că ceea ce faceți voi a făcut Iisus înaintea voastră. Prin har, prin credință, pocăință și apoi vine nașterea din nou. Nașterea din nou. Pocăința, nașterea din nou, afectează câteva lucruri în viața noastră umană. Spune așa, că pocăința și nașterea din nou afectează gândirea, sentimentul și voința. Nu mai acționezi cum ai fost odinioară. Deja ești pașnic, ești liniștit, radiezi de bucurie, ai fost nervos, azi nu mai ești nervos. De când intră Iisus în viața ta, totul se schimbă. Îți schimbă voința, gândirea și sentimentul. Când urai, cu Iisus nu mai poți urâ. Nu vrei să-L urmezi pe Iisus? Nu vrei să te duci la adunare? Astăzi cu Iisus ai și vrei să faci totul pentru El. Asta face nașterea din nou. Și pocăința. Îți schimbă totul, purtarea și caracterul. Iisus Hristos când intră într-o persoană, o schimbă total. Nu mai vrea să facă rău, nu mai vrea să fie târziu, nu mai vrea să fie neascultător de părinți, de biserică, ci vrea să fie ascultător. Până când? Până la moarte. Că una din întrebări care vi se va pune astăzi aici, poate, va fi până când vrei să-L urmezi pe Iisus? 10 ani? 2 ani? Nu. Tu vei spune și vei spune până la moarte. Până la moarte. Să ne ajute Dumnezeu să facem lucrul acesta, să-L urmăm pe Domnul până la moarte și vom fi binecuvântați și Dumnezeu ne va binecuvânta. Și apoi, în ultimul rând, urmează sfințirea. Să căutăm după ce ne-am botezat, după ce ne-am pocăit, suntem născuți din nou, să căutăm să ne sfințim în fiecare zi. Singur nu putem, dar cu ajutorul Duhului Sfânt noi putem să ne sfințim și Domnul să ne ajute la aceasta. Sfințire înseamnă despărțirea de păcat. Biblia declară că acel om întors la Dumnezeu este curățat, iertat și născut din nou, este considerat ca sfințit prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Sfințirea începe odată cu pocăința și nașterea din nou. Sfințirea se realizează prin sângele lui Iisus și Duhul Sfânt.
1 Corinteni 1 cu 2, capitolul 6, versetele 10 și 11, Ioan 17 cu 17, Luca 21 cu 34. Luca 21 cu 34, cuvântul Domnului spune în felul următor. Luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Că ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc peste toată fața pământului. Cuvântul Domnului să nu ne prindă nepregătiți, ci să fim sfințiți, să căutăm să ne sfințim prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Mă rog din toată inima și cred că Duhul Sfânt este aici să vă ajute să vă aduceți pocăința și sfințirea până la capăt. Este un lucru minunat pentru că am ajuns la cunoștința cuvântului Dumnezeu și nimeni din lumea aceasta nu ne mai poate schimba, nimeni nu ne mai poate da înapoi pentru că l-am primit pe Iisus Hristos și să ne ducem până la capăt sfințirea și să căutăm să ne sfințim până la capăt. Ultimele gânduri pentru această dimineață, Ioan 1 cu 12 spune, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce crede în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. De aceea, încă un argument, că dacă tu crezi în această dimineață că Iisus este Fiul Lui Dumnezeu, și tu poți să devii un fiu al Lui Dumnezeu. Ți s-a dat dreptul să te numești copil al Lui Dumnezeu. Apoi, promisiunea în veșniciei, Ioan 5 cu 24 spune, adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Există veșnicie, există viață veșnică. Chiar dacă vei muri, treci din viață la moarte. Apoi, promisiunea împlinirii nevoilor spirituale. Iisus le-a zis, Ioan 6 cu 35, eu sunt pâinea vieții, cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. O promisiune că Domnul se va ocupa, Domnul va interveni și nu te va lăsa. În 1995, în biserica noastră, au intrat trei tinere. Pentru prima dată au intrat în biserică. Și după aceea nu l-am mai văzut. Și am început să mă interesez de unde sunt și cine sunt. Era o familie mutată din Bistrița, ortodoxă. Erau 5 frați, 4 surori și un băiat. Cel mai mic era un băiat. Și când s-a dus acasă, tatăl l-a întrebat, unde ați fost astăzi? Ce am fost la pocăiți? La Filadelfia. Să nu vă mai prind că mergeți acolo. Să nu vă mai prind că mergeți acolo, că aveți de-a face cu mine. Și să vedeți, când Domnul vrea să-și ducă la îndeplinire planul de mântuire, El face ceva. Au trecut câteva luni și am aflat că tatăl lor s-a îmbolnăvit de cancer. Dumnezeu a mers până acolo, că a îngăduit ca acest părinte, tata 5 copii, să se îmbolnăvească ca să câștige pe cei 5 copii și pe mama lor pentru mântuire. Un om care s-a împotrivit adevărului Hristos, un om care a zis, la pocăiți niciodată, mai bine vă omor decât să mergeți acolo. El a hotărât Dumnezeu în bunătatea sa și în dragostea sa și în judecata și în mustrarea lui să-l trimite pe acest tată și soț în pământ ca să câștige 6 suflete. Aceste 6 suflete sunt astăzi în casa Domnului și sunt binecuvântate. Iată ce poate să facă Dumnezeu, iată ce poate să se implice Dumnezeu atunci când vrea să mântuiască pe cineva și poate să aibă în planul său de mântuire anume și anumite persoane. De ce a făcut așa? El știe, noi nu știm. Apoi, ultima referință, promisiunea vieții, Ioan 11 cu 26, și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Amin. Nu va muri niciodată. Să credem în această dimineață că Iisus este aici și va veni așa cum a spus. A Lui să fie slava, cinstea și onoarea în vecii vecilor. Amin. 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 Iubiți frați și surori, procesul mântuirii este un proces lung care necesită parcurs integral și cu răbdare și cu dragoste pentru Domnul și Mântuitorul nostru. Invit acum pe păstorul bisericii noastre, pe fratele Dumitru, să facă prezentarea candidaților
și ne vom apropia, desigur, de actul acesta solemn al botezului lor în apă. Domnul să-i binecuvinteze și pe ei, pe noi toți, încă cu răbdare, și pe fratele Dumitru, ca să-i prezinte și apoi să trecem la oficierea. Îmi cer scuze pentru că probabil exprimările privire la fiecare vor fi reduse în dimineața aceasta în funcție de timp. Poate că așa le mai trec și lor emoțiile, dar doresc ca ziua aceasta să fie o zi care să rămână pentru totdeauna în memoria lor. Este ziua sărbătorii voastre, este ziua sărbătorii familiilor voastre, dar este și bucuria cerului împreună cu sărbătoarea voastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Începem cu sora Salomia Terebint. Domnul să o binecuvinteze, o invităm în față, acolo unde ne-am înțeles că e locul lor pentru perioada aceasta de prezentare. Sora Salomia, nici nu știu exact când a început viața de biserică, de când s-a născut, sigur. De atunci, tot în biserică și la cor și la orchestră și la tineri și foarte inclusă. Și chiar am întrebat-o când a decis să facă botezul, de ce vrea? Și a spus că trebuie să facă și pasul acesta. Sigur că trebuie. Am auzit în ziua aceasta nevoia că trebuie să-l facă și Domnul să o ajute în decizia ei să meargă până la capăt. Am ales un verset pentru fiecare din voi și pentru tine, Salomia, ca un moto acestei zile care să îți fie pentru toată viața ca un gând la care să meditezi. Spune în Psalmul 37, câteva versete, citesc de la versetul 3, încrede-te în Domnul și fă binele, versetul 4, Domnul să-ți fie desfătarea, El îți va da tot ce-ți dorește inima, încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra, amin. Domnul să te binecuvinteze în privința aceasta și să rămâi credincioasă deciziei care astăzi o faci înaintea Domnului. A doua este sora Giulia Talpă. Sora Giulia Talpă este cea mai mare din familia Talpă, sigur, a sorei Lidia. Domnul să îi bine, a sorei Livia, Domnul să vă binecuvinteze. Sora ei mai mică i-a luat-o înainte. Beatrice a luat-o înainte, a făcut botezul anul trecut și ea, când am întrebat-o de ce vrei să faci botezul, s-a uitat la sora ei și a devenit parcă dintr-o dată geloasă. Ea să fie înainte și Giulia mai târziu. Dar mi-a plăcut această expresie a ei, sigur că am întrebat-o că nu e vorba doar de o concurență, ci de o credință reală. Și sigur a exprimat că e vorba de credința reală. Dar până la urmă, să știți că viața spirituală sau câștigarea împărăției lui Dumnezeu se face prin năvală. Cine dă năvala, acela pune mâna pe ea. Domnul să te binecuvinteze, Giulia, că și mai târziu, dar să mergi cu pas hotărât înainte și spre deosebire de alte cazuri în jocurile sportive, la alergarea pentru distanță, unde participă foarte mulți, premiul nu-l câștigă doar unul singur, ci toți cei care trec dincolo de linia de sosire cu bine, respectând rânduielile. Domnul să te binecuvinteze să ajungi acolo. Sigur, m-am gândit la o promisiune care aș dori să o faci în ziua aceasta împreună cu psalmistul, care spuneam psalmul 119, versetul 112. Îmi plec inima să împlinesc orânduierile tale, totdeauna și până la sfârșit. Domnul să te ajute la aceasta. Amin. Apoi încep și băieții. Fratele Fabian Lucaciu este unul din tinerii bisericii noastre și el foarte implicat în biserică și el a fost gata să facă botezul, hotărât. L-am întrebat la fiecare întâlnire, nu te-ai răzgândit? Și mi-a spus hotărât că nu. Și Domnul să-l ajute să nu se răzgândească niciodată, ci să meargă înainte. O singură problemă avea el, cum va fi cu problema viitorului, cu cariera, dacă într-adevăr cariera este bună după voia lui Dumnezeu, sigur am discutat despre cariera aceasta și vreau un verset care să te încurajeze în ziua aceasta din Cartea Proverbe, capitolul 3, de la versetul 21.
Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi, păstrează înțelepciunea și chibzuința, căci ele vor fi viața sufletului tău și podoaba gâtului tău. Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ți se va potigni. Amin. Domnul să te binecuvinteze. Apoi urmează sora Ruth Olar. Domnul să o binecuvinteze pe sora Ruth. Ea, la întrebarea de ce vrea să facă botezul, mi-a spus despre experiențele ei personale cu Dumnezeu. Și mi-a făcut plăcere să aud despre aceasta, că în condițiile în care sora Ruth, o știm că este, a avut experiențe când mâna Domnului a lucrat în viața ei fizică și în problemele ei de sănătate. Dumnezeu a lucrat și o mărturisea cu lacrimi. Vreau să te încurajez în ziua aceasta, soră Ruth, ceea ce spune în Cartea Proverbe, capitolul 18, versetul 10. Să rămâi mai departe încredințat în Domnul în privința aceasta. Iată ce spune versetul 10. Numele Domnului este un turn tare. Cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Amin. Domnul să te binecuvinteze că în numele Domnului primește astăzi mântuirea, dar numele Domnului poate vindeca, numele Domnului poate ierta, numele Domnului poate ajuta în orice circunstanță a vieții tale și numele Domnului să rămână pentru tine un turn la care să găsești totdeauna adăpost și Domnul să te binecuvinteze. Sora Sonia Decan, Domnul să binecuvinteze și pe sora Sonia, care a venit și ea, sigur nu prima, a venit în a doua parte a solicitărilor noastre și a zis că vrea și ea să facă botezul. Și am întrebat-o de ce. A zis că îi ajunge cât s-a orientat și spre lume și spre Dumnezeu și a decis totuși să urmeze Domnului. Doresc ca Dumnezeu să te ajute să faci lucrul acesta până la sfârșit, Sonia. Domnul să te întărească în privința aceasta și un verset pentru tine din 2 Timotei, din 2 Timotei, capitolul 2, versetul 22. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Domnul să te ajute să faci aceasta tot restul vieții tale. Sigur, în apele ei era și următoarea candidată, sora Jessica Pumnuț, Domnul să te binecuvinteze. Și sora Jessica a crescut în biserică, dar așa cum sunt tineri, au problema adolescenței și în cele din urmă am văzut-o foarte decisă. Chiar mi-a făcut plăcere să admir decizia ei cu privire la botezul care urma să-l facă și interesul în cunoașterea Scripturii în momentele catechezei. Doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze, soră Jessica, și în continuare aș vrea să te gândești la unul din pasajele biblice care să-ți fie un motou pentru ziua de azi și restul vieții, ceea ce spune în Cartea Proverbe, în capitolul 3, citesc de la versetul 5 și 6. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Amin. Urmează Denis, tot Pumnuț, sunt frați, Denis și Jessica, Domnul să-l binecuvinteze. Fratele Denis a început de mic în biserică, dar și-a tot schimbat locul. Odată a fost aici, lângă geam, după aceea s-a mutat pe banca din spate și astăzi s-a mutat pe banca din față. Doresc să-l binecuvinteze Domnul. Deosebirea era când stătea pe ultima bancă acolo, îi vedea pe toți în biserică. Dar acum când s-a mutat pe prima bancă, s-a inversat lucrurile. Toți îl văd în biserică. Domnul să te binecuvinteze, Denis, și să rămâi într-adevăr în biserică, în locul de frunte, în locul din față, unde să știi că vrei, nu vrei, te privesc toți. Doresc și pentru tine, tot din Cartea Proverbe, capitolul 4, versetele 23 și
Citesc câteva versete. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și pleoapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la stânga, nici la dreapta. Și ferește-te de rău. Amin. Domnul să te ajute să faci lucrul acesta. Apoi următoarea, care este verișoara lor, sora Rebecca Madoșa, Domnul să o binecuvinteze și pe sora Rebecca. De când a început să cânte la cor, am fost convins că într-o zi solicită botezul și chiar l-a solicitat. Doresc ca Dumnezeu să o întărească și să slujească Domnului în orice domeniu de activitate, găsește cu cale și Domnul îi dă harul acesta și, de ce și nu, talentul. Domnul să o binecuvinteze să slujească Domnului pretutindeni. Găsesc un cuvânt bun pentru tine din 1 Timotei, capitolul 4, citesc versetul 12. Și Domnul să te ajute să rămâi lângă El credincioasă toată viața. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Tinerețea poți să-ți o faci să-ți o disprețuiască cineva sau să-ți o aprecieze. Dar dorința noastră este ca nimeni să nu-ți o disprețuiască. Cum poți face lucrul acesta? Ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință și în curăție. Domnul să te ajute să faci lucrul acesta. Amin. Apoi urmează Iulia Busan. Iulia Busan, sigur, când am întrebat-o cum vrea să-i spunem, Giulia sau Iulia, pentru că erau două Giulia, a preferat numele cu pronunție românească și îmi face deosebită plăcere. Sora Giulia, nu de mult, părinții ei, Marinel și Adriana, împreună au încheiat legământ cu Domnul Iisus aici, la noi, în apa botezului. Și mă bucur că și Iulia le urmează exemplu. Domnul s-o binecuvinteze. Când am întrebat-o, sigur că și ea s-a gândit serios. E vârsta la care poate să ia o decizie, s-a uitat în stânga, în dreapta, la viață, la viitor, la părinți, la familie, la mersul lumii și în cele din urmă a spus ea, cred că aceasta este direcția bună pe care am ales-o. Și într-adevăr așa este. Sora Giulia, Domnul să te binecuvinteze, să continui drumul înainte. Ea se ocupă de artă. Sigur că atunci când e vorba de artă, face facultatea de artă, Domnul să o binecuvinteze. Mi-a plăcut să admir talentul foarte, foarte deosebit care îl are. Talentul poate să-i aducă în viață un prestigiu, poate să-i aducă un nume, poate să-i aducă o apreciere omenească, dar mă bucur în această dimineață că ai decis totuși din toate să rămâi în casa lui Dumnezeu și aprecierile să le primești din mâna lui Dumnezeu. Vreau să-ți citesc unul din versete care sigur se potrivește, cred, o să-mi spui, din Cartea Proverbe, capitolul 16, de la versetul 19 și 20. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți, decât să împarți prada cu cei mândri. Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Mai mult decât cariera vieții, mai mult decât orice alte succese, Domnul îți dă reala fericire. Rămâi lângă El toată viața și Domnul să te ajute să-L slujești. Amin. Urmează fratele Robert Young. Sigur avea mai multe nume, nu i le-am pronunțat pe toate, sigur în cer mai primește încă un nume nou și Domnul să-l binecuvinteze, să rămână lângă Domnul până când va primi și acel nume nou. M-am uitat la Robert, l-am văzut aici la tineri de multe ori și chiar atunci la început m-am întrebat și am întrebat pe cei care erau pe aproape, cine-i tânărul acesta? Și sigur mi s-a spus cine este și mi-a produs o mare bucurie. Dar o mare bucurie pentru consistența cu care a venit mereu la biserică, cu care a fost angajat mereu în rândul tinerilor. Domnul să te binecuvinteze, frate Robert, ca să rămâi credincios Domnului până la sfârșit.
Și am găsit și pentru tine un verset care, sau câteva versete, care îmi face plăcere să le citesc în dimineața aceasta. Unul adresat pentru părinții tăi. Proverbe, capitolul 23, versetul 25 și 26. Să se bucure tatăl tău și mama ta, să se veselească cea care te-a născut. Este un moment al bucuriei pentru părinții tăi. Domnul să le țină bucuria aceasta pentru totdeauna prin faptul că rămâi lângă Domnul. Dar ca să rămâi lângă Domnul, versetul 26 ne spune: Fiule, dă-mi inima ta și ochii și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Amin. Domnul să te binecuvinteze în privința aceasta. Urmează Naomi Valcan. Naomi Valcan a fost poate cea mai confidentă așa în hotărârea ei și când am întrebat-o de ce vrea să facă botezul, s-a grăbit să spună că de fapt Domnul a chemat-o de mult, l-a simțit pe Domnul mai de mult în inima ei atunci când a primit botezul cu Duhul Sfânt și sigur că urmează și botezul în apă. Mi-a făcut bucurie, numai că acesta este doar un început de drum. Domnul să te ajute să îl duci până la sfârșit. Apocalipsi, capitolul 3, versetul 11, îți spune: păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Și Domnul să te ajute la aceasta. Ștefania Cobel este ultima din perioada aceasta, din ocazia acestui botez, care și ea a venit, sigur, în a doua parte a, după ce făcusem deja prima lecție de catecheză, în care le spuneam tinerilor că de fapt de acum încolo începe lupta spirituală. Ștefania poate n-a fost acolo, dar vreau să-i spun în ziua aceasta același lucru ca și lor. Lupta spirituală de-abia acum începe. Până acum, când o mai scăldam așa cu pocăința sau oamenii scând dincolo, când dincoace, Satan nu le are mare grijă, dar când au decis să slujească lui Dumnezeu, a declarat război celui rău. Fie dar ca în ziua aceasta Domnul să te întărească și prin cuvântul care doresc să fie ca un motou al acestei zile, din 1-a epistolă a lui Pavel către Timotei, partea a doua, versetul 18 și versetul 19. Să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Sigur, într-o lume în care unii vin, declară voia lui Dumnezeu, dorința de a-L sluji pe Dumnezeu, credința lor o mărturisesc și în cele din urmă abandonează. Domnul să te întărească pe tine să nu faci niciodată lucrul acesta, ci prin încercările vieții, prin lupta de fiecare zi, să poți rămâne credincioasă Domnului slujindu-i până la capăt. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Și acum vom face câteva poze, după care din nou vor fi cântări și apoi ne vom schimba în acest timp. Iubiți frați și surori, ne apropiem de momentul acesta principal al zilei în care acești tineri vor intra în apa botezului să declare credincioșie și loialitate lui Dumnezeu. În timp ce frații păstori care oficiază botezul în această dimineață se vor pregăti pentru a intra în apa botezului, grupul de băieți al bisericii va slăvi pe Domnul cântând, apoi corul bisericii și urmează actul oficierii acestui botez. Domnul să binecuvinteze în continuare adunarea noastră și să fim participanți cu bucurie la această sărbătoare a bisericii noastre, la care, frații mei, spune cuvântul Domnului: când un om se pocăiește, în cer este sărbătoare, dar când se pocăiesc 12. Ce sărbătoare este! Slăvit să fie Domnul! Haideți să
participăm cu bucurie la momentele următoare și să ne rugăm Domnului ca Domnul să vegheze asupra vieții acestor tineri. Amin. Grupul de băieți și corul bisericii. Thank you.
fi vom gata noi ca jertfe de tine. Dorim să începem cu o rugăciune care permiteți-mi să o înalț înaintea Domnului și dumneavoastră să mă însoțiți în cugete. Părintele nostru prea iubit și minunat, este momentul când acești tineri în fața Ta, Doamne, și în fața martorilor care sunt prezenți și a cerului întreg, declară decizia lor de a-Ți urma. Te rog, ia-i în brațul Tău, ajută-i! Știm că despărțiți de Tine nu putem face nimic, nimic bun. Doamne, ajută-i Tu să rămână în Tine pentru totdeauna, pentru tot restul vieților, Doamne, ca să poată aduce roadă vrednică de pocăință. Doamne, dă-le hrană spirituală în fiecare zi, ca să aibă o creștere spirituală bună pentru slava și gloria numelui Tău. Învață-i, Doamne! Fie prin experiență, fie prin cuvântul Tău, în așa fel încât să se maturizeze spiritual și să ajungă cu toți sfinții la desăvârșire. Te rog aceasta în numele Domnului Iisus. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Salomia Terebinț este a patra din familia fratelui Coco și a sorei Claudia, care face legământ în apă cu Domnul Iisus Hristos. Domnul să te binecuvinteze. Ce ne-ai mărturisit la catecheză, te rog să mai mărturisești încă o dată în fața fraților, a surorilor și a cerului întreg, dacă într-adevăr crezi în Dumnezeu Tatăl. Da, cred.
Domnul să te binecuvinteze. Dacă crezi în Fiul Său Iisus Hristos ca Mântuitor venit în lumea noastră, care te mântuiește și pe tine. Da, cred. Dacă crezi în Duhul Sfânt care te ajută să duci până la capăt lupta aceasta cu succes, rodind în tine în fiecare zi. Da, cred. Domnul să te binecuvinteze. Până când ai hotărât să slujești Domnului Iisus? Până la moarte. Domnul să te ajute. Pe baza mărturisirii credinței tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. M-am hotărât să urmez pe Iisus. M-am hotărât să urmez pe Iisus. M-am hotărât să urmez pe Iisus. Și înapoi eu nu voi da. Doresc să te întreb înaintea lui Dumnezeu și înaintea adunării dacă din dragoste pentru mântuire și de bunăvoie dorești să faci botezul. Da. Domnul să te binecuvinteze. De asemenea, doresc să te întreb dacă crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și dacă crezi că Domnul Iisus este Mântuitorul tău. Da, cred. Apoi, o scurtă întrebare, până când dorești să slujești pe Domnul? Până la moarte. Domnul să te binecuvânteze, e baza mărturiei tale, astăzi prin botezul în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Miește să-i cuvești tot trecutul, prin sângele pus pe calvar. Credința în Domnul Iisus implică și credința în Dumnezeu Tatăl care l-a trimis, spunea Domnul Iisus, dar și credința în Duhul Sfânt despre care Domnul Iisus spunea, vi-l voi trimite când mă duc la Tatăl. Crezi tu în Domnul Iisus? Da. Domnul să te binecuvinteze. Până când vrei să rămâi în credința aceasta? Până la moarte. Domnul să te ajute. Pe baza mărturisirii credinței tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Oh,
școlar. Domnul să te binecuvinteze. Amin. Doresc de asemenea să te întreb înaintea lui Dumnezeu și înaintea adunării dacă din dragoste pentru mântuire și de bună voie doresc să primești botezul. Da. Domnul să te binecuvinteze. De asemenea, doresc să te întreb dacă crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și dacă crezi că Iisus este Mântuitorul tău. Da, cred. Domnul să te binecuvinteze. Până când vrei să slujești pe Domnul? Până la moarte. Domnul să te binecuvinteze. În baza mărturii tale, primești botezul astăzi numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Viața mea e legată de cerul, e zidită cu dragoste sfântă, harul Domnului meu însoțește mereu prin iubirea lui Dumnezeu. Viața mea e legată de cerul, e zidită cu dragoste sfântă, harul Domnului meu însoțește mereu. Înaintea lui Dumnezeu Tatăl, înaintea Fiului Său Iisus Hristos, Mântuitorul lumii întregi, și înaintea Duhului Sfânt, care este prezent în această zi, aici, în viețile și în atmosfera din închinarea fiecăruia, te întreb dacă, din dragoste și fără alte motive, dorești să faci botezul în ziua aceasta. Da. Domnul să te binecuvinteze. Până când vrei să rămâi în credința aceasta? Până la moarte. Domnul să te ajute. Pe baza mărturisirii credinței tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. O, Doamne, vin la Tine, cu însăși viața mea, și vești de veci, Iisuse, doresc să fie a Ta. O, Doamne, vin la Tine, cu însăși viața mea, și vești de veci, Iisuse, doresc să fie a Ta. Jessica Pumnuț, Domnul să te binecuvinteze. Amin. Doresc de asemenea și pe tine să te întreb dacă astăzi, înaintea lui Dumnezeu și înaintea adunării, din dragoste pentru mântuire și din dorință sinceră și de bunăvoie, vrei să primești botezul. Da. Domnul să te binecuvinteze. De asemenea, doresc să te întreb dacă crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și dacă El este Mântuitorul tău. Da, cred. Domnul să te binecuvinteze. De asemenea, doresc să te întreb până când vrei să slujești pe Domnul? Până la moarte. Domnul să te binecuvinteze. Pe baza mărturiei tale, primești botezul astăzi în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Ai valoare în ochii lui Dumnezeu, pentru tine a murit Fiul Său, pe o cruce ca să fii mântuit. Cine ai fi de Dumnezeu ești iubit, ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Pentru tine a murit Fiul Său, pe o cruce ca să fii mântuit. O, cine ai fi de Dumnezeu ești iubit. Denis a fost primul pe lista acestor 12 candidați. Nu știu dacă a știut lucrul acesta, nu l-am comunicat. A pus cererea de botez din anul trecut, din decembrie, chiar noiembrie, sfârșitul lui noiembrie. Atunci am zis că a venit cam târziu și am încercat să-l amânăm și l-am amânat. Și am crezut că acum a uitat, dar n-a uitat. La prima catecheză l-am văzut și pe Denis acolo. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Denis, cred că acum ai hotărât să slujești pe Domnul. Amin. Crezi în Domnul Iisus care te-a mântuit și te mântuiește? Da, cred. Domnul să te binecuvinteze. Amin. Crezând în El, crezi în Dumnezeu Tatăl pe care l-a trimis pe Domnul Iisus, crezi în Duhul Sfânt care ne pecetluiește pentru ziua răscumpărării. Rămâi în credința aceasta până când?
până la moarte. Amin. Domnul să te ajute. Pe baza mărturisirii credinței tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nimic nu mă va. Și a Domnul să te binecuvinteze. Amin. Aceeași întrebare și pentru tine. Te întreb, soara Rebecca, dacă înaintea lui Dumnezeu și înaintea adunării astăzi, din dragoste pentru mântuire și de bunăvoie, vrei să primești botezul. Da. Domnul să te binecuvinteze. De asemenea, doresc să te întreb dacă crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și El este Mântuitorul tău. Domnul să te binecuvinteze. Da, cred. De asemenea, doresc să te întreb, până când vrei să slujești pe Domnul? Până la moarte. Domnul să te binecuvinteze. Pe partea mărturiei tale, astăzi prin botez, în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Eu te laud, Doamne, pentru ce sunt, pentru mare jertfă și iubirea ta. Viața cea momentul să te întrebăm și în fața multora. Ai spus că o să ai emoții, dar văd că nu ai, Domnul să te întărească, să rămâi tare totdeauna în viața ta, în deciziile tale. Sunt decizii pe care le iei în viață, drumuri pe care poți să le iei singură, să le urmezi singură sau poți să le urmezi numai în companie. De exemplu, când te căsătorești, vei fi alături de un soț. Dar când pleci pe drumul credinței despre care ai spus că aceasta este direcția și vrei să mergi pe ea, nu poți fără Domnul Iisus. Amen. Crezi în Domnul Iisus ca și mântuitor al tău, care te va ajuta în acest drum? Da, cred. Domnul să te binecuvinteze. Domnul Iisus a spus, nu vă voi lăsa singuri, vă voi trimite un mângâietor care va fi cu voi și în voi și are să vă învețe toate lucrurile și acesta este Duhul Sfânt. Crezi în Duhul Sfânt? Da, cred. Domnul să te binecuvinteze. Până când vrei să rămâi în credința aceasta? Până la moarte. Domnul să te ajute. Pe baza mărturisirii credinței tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul e darul nemeritat, harul, harul, pe veci cu Dumnezeu v-am păcat, harul, harul, harul e darul nemeritat, harul, harul, pe veci cu Dumnezeu v-am păcat. Robert Young, strong young man, Domnul să te binecuvinteze. Doresc aceeași întrebare și pentru tine. Înaintea lui Dumnezeu și înaintea adunării, dacă din dragoste pentru mântuire și de bunăvoie vrei astăzi să iei botezul? Da. Domnul să te binecuvinteze. De asemenea, doresc să te întreb dacă
Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că El este Mântuitorul tău. Da. Domnul să te binecuvinteze. Până când vrei să slujești pe Domnul? Până la moarte. Domnul să te binecuvinteze. E bază mărturiei tale. Astăzi vine botezul în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Pentru veșnicie, Doamne, am jurat să slujim doar ție, Rege preainat, să slujim doar ție, Rege preainat. Iisus, Iisus, fie preamărit numele-ți mare. Iisus, Iisus, ești speranța noastră de salvare. Mărturisești din nou înaintea tuturor celor care sunt aici prezenți. Dacă rămâi în credința aceasta despre care ai mărturisit că l-ai primit pe Domnul Iisus în viața ta, rămâi în credința aceasta? Da. Domnul să te binecuvinteze. Ai mărturisit despre Duhul Sfânt pe care l-ai primit. Crezi că Duhul Sfânt este și rămâne cu tine? Da, cred în toată inima. Domnul să te binecuvinteze. Dar cântarea dinainte spunea că, de fapt, nu este vorba numai de credință, ci ea trebuie manifestată prin slujire. Așa a cântat frații și cred că a cântat și pentru tine și pentru noi. Până când vrei să rămâi în credința aceasta slujind Domnului? Până la moarte. Domnul să te ajute. De baza mărturisirii credinței tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cine oare, cine mă va priti de pe calea Domnului? Nimeni nu mă poate despărți de marea iubirea Lui. Cine oare, cine mă va priti de pe calea Domnului? Ștefania Cobel, Domnul să te binecuvinteze. Amin. Te așa de scurtă, dar noi te ținem, nu o să te înneci. Doresc să te întreb și pe tine aceeași întrebare ca și pe ceilalți. Chiar dacă ești ultima, poți să fii înaintea Domnului prima. Doresc să te întreb înaintea lui Dumnezeu și înaintea adunării dacă din dragoste pentru mântuire și de bunăvoie primești astăzi botezul. Da. Domnul să te binecuvinteze. De asemenea, doresc să te întreb dacă crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că este Mântuitorul tău. Domnul să te binecuvinteze. De asemenea, doresc să te întreb dacă toată viața vrei să slujești pe Domnul. Da. Domnul să te binecuvinteze. Bază mărturiei tale, astăzi și botez în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Lângă Domnul veșnic voi rămâne, cu El vreau să fiu aici ajuns. Ține-mă de peste mâine, de gătire tare credincios. Lângă Domnul veșnic voi rămâne, cu El vreau să fiu aici ajuns. Ține-mă de veste, veste bune, lângă tine tare credincios.
Să stăm așa ridicați înaintea Domnului pentru rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea Ta să-ți mulțumim în numele Domnului Iisus și prin Duhul Tău cel Sfânt pentru lucrarea aceasta minunată și pentru că acești tineri s-au decis în ziua de astăzi să încheie legământul prin botezul în apă, să slujească pe Tine, binecuvintează încă o dată. Cerem binecuvântarea Ta peste ei, cere mâna Ta peste ei, sângele Tău peste ei, Duhul Tău cel Sfânt peste ei, ochii Tăi să fie peste ei și îndurarea Ta să fie peste ei. Doamne, păzește-i toată viața, nu-i lăsa niciodată, adu-ți aminte, Doamne, chiar când vor aluneca de legământul acesta și îndură-te de ei și ridică pe mâna Ta cea puternică și brațul Tău cel puternic. Binecuvintează-i, binecuvintează-i, păzește-i și ocrotește-i și ține lângă Tine, Doamne. Te rugăm pentru întreaga adunare să o binecuvintezi, Doamne, să fii cu întreaga adunare și toți care se vor decide să primească botezul, Doamne, în numele Tău și pentru mântuire, Doamne, să o aibă din belșug și să o aibă de aici până în viața veșnică. Iar acum, la încheiere, te rog și pentru masa de jos să o binecuvintezi. Sfințește-o, binecuvintează-o, ca mâncând din ea, Doamne, să-ți mulțumim și să căpătăm din ea înțelepciune, pricepere și sănătate, Doamne. Dă-o tuturor celor lipsiți, amărâți, năcăjiți, care nouă au, așa cum ne-ai dat-o nouă și ne-ai binecuvântat, binecuvintează-o pe întreg pământul, ca oamenii să cunoască că ești Dumnezeu și că din mâna Ta vin toate lucrurile. Încă o dată să mulțumim, Tată din ceruri, prin Domnul Iisus Duhul Sfânt. Amin. Amin. Vă invit să reocupați locul. Iubiți frați și surori, doresc din toată inima să zicem Dumnezeu să fie glorificat pentru ziua aceasta și pentru decizia acestor tineri. Și vă rog să spuneți cu toții amin. Amin. Domnul să-i binecuvinteze și să-i țină în harul Lui până în veșnicie. Și pe ei și familie din care fac parte. Două anunțuri. De seară ne întâlnim din nou în casa Domnului, începând cu orele 6, iar acum invităm pe toți frații și surorile din biserică, toți oaspeții, toți prietenii, mici și mari, la masa de dragoste. Având în vedere însă faptul că nu avem încă o biserică, așa cum anticipa fratele Aurel, suficient de mare în care să încăpem toți acolo, în sala de jos nu vom încăpea toți. Însă această sală are două uși. Vă rog să facem un circuit și să respectăm indicațiile pe care frații care răspund de organizarea acestei mese de dragoste, respectiv fratele Radu și administrația bisericii, și surorile care vor servi acolo, să urmăm un circuit prin care după ce servim din cele ce sunt pe masă, să putem ieși pe ușa din spate afară și eventual reintrăm sau revenim în holurile adiacente ale bisericii și în sălile adiacente ale bisericii, în așa fel încât să poată toți în timp cât de repede să ajungă să servească din aceste bunuri. Am rugăminte, în numele conducerii bisericii, să păstrăm totuși curățenia și rânduiala, sunt puse în mai multe locuri coșuri pentru aruncarea celor ce rămân de la farfuriile care le folosim pentru mâncare și eventual oasele de la carne, dacă vor fi, să le folosim aceste coșuri și să nu împrăștiem prin incinta și prin curtea bisericii. De asemenea, chenurile de la sucuri sau alte lucruri care pot să creeze deran și să pună pe frați care se ocupă de această masă să organizeze și o curățenie generală. Mulțumesc pentru participare, mulțumesc pentru invitația pe care o acceptați la masa de dragoste. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și să fie cu noi și în continuare și să fie într-adevăr o masă de dragoste. Amin. 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 Acum puteți merge și poftă bună.